Sunt mațe de porc. Astea stare ciudate. În China se vând și se mănâncă labele de la porc. Dacă știi cum să-i prepari, sunt destul de buni. Ciao, sunt Mihnea, un român care locuiește în China. Uite ce frumos este steagul Chinei aici. Am venit la supermarket să fac niște cumpărături. Hai să vă arăt care este situația în China acum, după perioada cu coronavirus, după perioada de carantină, când lucrurile intră într-o oarecare normalitate. În spate se vede poarta de la intrare în această parcare, în acest complex de magazine. Bun, deci voi intra și vă voi arăta ce există în magazinele din China, din Beijing, la ora actuală. În primul rând am mai fost aici și aici îți luau temperatura. Nu se mai ia temperatura la intrare, se ia temperatura dincolo. Bun, bun. Miau. Deci m-am luat coș. Ha. Ok. Îmi zice ceva? Ceva nu e în regulă. Ok, good. Deci aici mi-au luat temperatura, am 36 și ceva. Aici s-a deschis și frizeria. Va trebui să mă tund și eu în curând. Bun, deci intrăm. După cum se vede, toate rafturile sunt pline. Absolut totul, toate rafturile sunt pline cu produse, iar acolo doamna mai adaugă produse noi. Aici avem reclamă. Oamenii în magazine poartă mască. Bun, deci eu în curând va trebui să mă uit la lista mea de cumpărături pe care mi-a trimis-o Pașna. Aici este zona de tăițăi și ce vreau să vă arăt, zona de ouă și foarte important, aici zona de orez. Deci acesta este orez și făină. Foarte important, dacă ai orez, poți să faci orice fel de mâncare aici în Asia. Bun, deci nu am multe de cumpărat, niște legume, lapte și ouă. Deci ouăle sunt 14,98 de yuan sau astea care sunt mai frumos împachetate costă 19,90. Le voi lua pe astea ca să nu mi se crape pe motor. Deci am terminat cu ouăle. Bun, lapte și legume. Aici uleiul. Din nou, foarte important să fie ulei. Bun, aici vezi materiale de curățat, hârtie igienică, nu știu ce a fost nebunia asta cu hârtie igienică peste tot în lume, hârtie igienică, șervețele umede, absolut totul, șampon, săpun, ca să ai siguranța sănătății și să-ți cureți casa, să te cureți pe tine însuți. Aici este o zonă de alune. Aici este lapte. Lapte, nu lapte din acesta îmi trebuie. Îmi trebuie un lapte mare. Aici sunt bomboane. Aici bomboanele astea se cumpără la 100 de grame, 36 de yuan pentru 100 de grame.
Din nou, fii atent câte feluri de ulei au. Iar aici intrăm în zona frigorifică. Deci trebuie să găsesc lapte. Cu laptele noi facem brânză. Deci îmi trebuie un lapte mare. Ăsta este laptele. Bun, deci am lapte și ouă. Iar aici hai să vă arăt zona de cărnuri. Văd că au mult mai multă carne decât au avut data trecută. Hai să vedem ce au. Deci asta este caracatiță, pește, din nou tot felul de pești, aici sunt niște creveți mărunți, niște scoici, din nou creveți, creveți mari și pește gata împachetat. Aici vând și pește viu, dar văd că nu mai au decât 3 pești, iar domnul ți-l taie acolo pe masă. Bun, aici avem tofu. Deci ăsta este un fel de tofu, frunze de tofu, frunze marine de tofu, cred. Nu știu exact, s-ar putea să greșesc. Aici te anunță să îți porți mască tot timpul, mai ales când umbli aici la carne. Bun, aici avem creveți. Deci fii atent cum arată creveții ăștia. Sunt destul de mari, destul de frumoși. Aici avem pește. Și din nou creveți și mai mari. Dacă știi cum să-i prepar, sunt destul de buni. Aici nu știu exact ce este. Un fel de piele de ceva animal marin. Bun. Iar de aici începe zona de fructe și legume. Să vedem ce fructe avem. Tot felul de fructe. Tot felul de legume. Stai longan, un fruct care ne place din Thailanda. Iar acolo se pare că fac niște decorații foarte bine și foarte frumos. Bun, acesta este fructul durian și sunt 100%, fii atent cum arată înăuntru, este un fruct urât mirositor, mie nu-mi place. Este adus din Thailanda, clar, uite aici zice că îi din Thailanda. Așa arată fructul, vezi cum e gata pus așa într-un fel de hamac. Iar aici bănuiesc că recunoști ananasul. Bun, trebuie să cumpăr niște legume. Le zice ladies fingers, degetele domnișoarei sau doamnei. Le-am văzut deja. Deci plin, plin, plin de fructe și legume. Acesta este ghimbirul, un ingredient foarte important pentru chinezi. Iar acestea sunt ladies fingers. Deci ăsta trebuie să-l cumpăr. Sau okra. Mai spune okra în engleză. Okra. Bun. Am găsit tot ce trebuia să cumpăr. Hai să ne mai uităm un pic pe la legume, să vedem ce mai au. Dar în mare eu am terminat cu cumpărăturile. Iar aici îmi place cum construiesc un fel de acoperiș din paie. Foarte frumos. Aici este zona de pâine. Și aici zona de biscuiți. Ia să vedem ce fructe mai vedem. Aici ceva interesant. Bun, acesta este Dragon's Fruit, fructul dragonului. Are un gust destul de bun. Iar în această zonă găsim legume. Deci toate legumele pe care ți le-ai dori le găsești aici.
În spate cartofii. Fii atent ce varză imensă. Ridichii. De toate. De toate. Foarte important pentru chinezi este usturoiul. Și aici avem niște dovleci. Bun. Iar acum hai să trecem din nou la zona de carne. La zona de carne aici avem chestii gata preparate. Astea sunt murături. Aici avem tofu. Aici avem niște mezeluri. Ciolane de porc, bănuiesc. Văd acolo sunt pui. Iar aici, din nou, tofu. Tofu, tofu, tofu. Ne place tofu. Este un ingredient bun dacă vrei să nu mănânci carne. Iar aici văd că la zona de cărnuri este din ce în ce mai multă carne. Uite, domnul se uită după un ciolan, văd. Aici sunt mațe de porc. Astea stare ciudate. Vită din Australia. Bun, porc, porc. Aici porc măcinat. Cam multă grăsime are. Iar aici, dacă vrei să-ți iei așa o bucată mai mare, de ce o fi? Bănuiesc că astea sunt ficăței, ficați. Iar aici, foarte ciudat, în China se vând și se mănâncă labele de la porc. Bun, în această parte avem zona cu puiul. Deci aici sunt tot felul de preparate, nu de preparate, de chestii din pui, pipotă, gât, așa separat, din nou picioare, labe de pui, iar aici lăbuțe de la pui. Iar în cealaltă parte, dacă vrei să-ți iei un pui congelat întreg. Să trec și pe aici prin zona de chestii casnice, chestii de bucătărie, una alta. Din nou, totul este plin. Detergenți, săpun, hârtie igienică, baxuri și baxuri întregi de hârtie igienică. Nu știu care a fost panica asta cu hârtie igienică, deci nu a fost ok. Că lumea s-a panicat așa să-și cumpere hârtie igienică. Șampoane. Bun, iar aici intrăm într-un fel de papetărie. Aici de obicei mai vin și mai îmi cumpăr caiete de scris. De scris caractere chinezești, pixuri, creioane, cam asta este. Bun, mă duc să plătesc. Deci, aici se merge la caserie. Vezi cum au pus pe jos niște benzi. Aici, ca să știi, să stai la un metru de persoana din față. Nu este nimeni în fața mea decât acest domn. Sau doamnă, hai să-mi pregătesc și eu cumpărăturile. Bun, deci am plătit în total 54,70 de yuan. Și ce? Nu îmi trebuie plasă, pentru că mi-am adus plase. Le voi muta în plasă acum. Deci la intrare nu am înțeles de ce m-a oprit acea doamnă. Probabil pentru că eram cu camera de luat vedere, nu știu, nu am înțeles. Deci îmi pun cumpărăturile în plasă și mă întorc acasă. Cam asta este situația aici în Beijing, în China, după
carantină după ce am aproape câștigat bătălia împotriva coronavirus. Bun, ciao! Sunt Mihnea, un român din Beijing. Pe data viitoare!